Zi de înaltă prețuire pentru ostașii căzuți în luptele pentru reîntregirea neamului la Lerești. Evenimentul a început de dimineață în Cimitirul Eroilor, unde armata, oficialitățile locale și oamenii politici au depus coroane. Coroane de flori au fost depuse și la monumentele din localitate. Doamnelor și domnilor, din partea primăriei Lerești și al Consiliului Local se depune o coroană de flori la monument. Din partea batalionului 30 vânători de Munte Dragoslavele, comandantul batalionului, și anume domnul locotenent colonel Ionuț Ilinca, însoțit de șeful operațiilor domnul locotenent colonel Gabriel Biță, depun o coroană de flori. La Ateneul Sarmiza Bilcescu Alimănișteanu din Voinești, copiii școlilor din localitate au ținut un moment artistic, după care a urmat o paradă. Toți cei prezenți au străbătut cei 5 kilometri de la Ateneu până la primăria Lerești. O parte din participanți au fost călare pe cai și îmbrăcați în costumul popular tradițional din Mușcel, iar ceilalți, în frunte cu primarul Marian Toader, au defilat pe jos. În fața primăriei din comuna Lerești, toată suflarea prezentă s-a prins într-o horă a unirii.